am un bani în spate, la pensie. De cât timp era construită casa? Casa? Păi după a mea, că a mea a fost prima. Adică? În 2011 și după aia a fost următoarea și cealaltă, a treia casă. Să rămâne dacă este pic de fier în el. Cum e posibil să țină digul ăsta? Așa ceva, vă rog frumos să filmați. Deci n-au pus un pic de fier. Cum e posibil să faci lucrare? De cât timp e făcut de zidul ăsta? Barajul ăsta are în jur de 7-8 ani. Aproximativ. Am făcut peste 30 de cereri la Apele Române, la APA. Am numerele de ordine în mașină. N-au venit să-mi facă absolut nimic. Deci se știa despre toată lucrarea asta și nu s-a făcut absolut nimic. Cu cine am vorbit? Zugrăvescu Alexandru. Proprietar. Tata este, de fapt. Dar muncim împreună pentru casă, adică toți. Uitați-vă și dumneavoastră, vă jucați joc de noi. De taxe și impozite care se plătesc în România. Diguri făcute cu trei pietre și două sârme. Așa se lucrează aici. Pe unde trecea? Practic trecea pe acolo, trebuia să treacă peste asta de beton. Dar dacă nu au băgat pic de așa să lucrezi... Casa a fost asigurată? Da, a fost asigurată, este asigurată. Cam că drumul plecă.
case a fost afectată? Trei case, văd acum, și a patra e aproape să cadă. N-am întâlnit așa ceva pe unde am fost, unde am umblat. Nu mă așteptam ca Olăneștiul să poată să facă un asemenea dezastru. Nici în 70 nu au fost o situație similară. Sigur, greșeala este a celor care au dat autorizație, una, și a doua, a cumpărătorilor, că n-au întrebat cum au fost construite aceste case și faptul că aceste case au fost construite în majoritatea lor pe umplutură și nu pe teren stabil. Este o greșeală și cineva trebuie să plătească pentru asta. Părerea mea este că oamenii ăștia trebuie cumva despăgubiți dacă au fost păcăliți. Nicolae Gidianu, sunt vecin cu oamenii ăștia. Eu am casa undeva mai sus. Cealaltă, uitați-vă, ce fundație are casa cealaltă? A fost făcut de la stația unde a fost stația de betoane. Este pusă pe cicloanele de la stația de la betoane, unde a fost înainte zona industrială. Aici a fost o zonă industrială. Balastieră, Plădești. Credeți că podul prezintă siguranță acum pentru a se circula? Nu, din moment ce este închisă traficul rutier, nu avem certitudine. Dar văd că se circulă de acolo. Circulație pietonală. A fost închis circulație rutieră. Pentru circulația pietonală prezintă garanție? Deocamdată nu prezintă pericol. Am înțeles.